O problemă care afectează bugetul întregii populații din județ are șanse să fie rezolvată în urma unei inițiative venite din partea UNEPR Hunedoara. Aleșii județeni au depus în dimineața de 22 februarie la Consiliul Județean un proiect de hotărâre prin care populația să fie scutită de plata taxei pentru apa de ploaie. Scutirea se va aplica doar în cazul persoanelor fizice, nu și a administrațiilor publice locale. Legea spune că persoanele fizice nu trebuie să plătească apa meteorică. De aceea, consilierii UNEPR vor depune un proiect de hotărâre foarte clar, bazat pe legea numărul 241, potrivit Mesagerul Hunedorean. Așadar, trebuie refăcut calculul cotei de apă meteorică. Apa de ploaie ajunge undeva în canalizare și asta înseamnă un volum mai mare de prelucrat în stația de epurare. Cantitatea de apă se calculează în funcție de datele oferite de stația meteo pentru un interval de o lună de zile și se ține cont de suprafața pe care a căzut această ploaie. Dar nu toată această apă trebuie plătită, ci doar o mică parte, pentru că nu toată ajunge în canalizare.